Pandemia de coronavirus a scos la iveală aptitudinile politice ale oamenilor din fruntea țării. Nu a fost suficientă această criză sanitară, întrucât guvernanții nu au făcut nimic pentru a opri efectele în lanț, ci au creat și o criză economică și politică. În acest moment, românii sunt dezamăgiți de oamenii care îi conduc. Raed Arafat a fost unul dintre cei mai iubiți oameni din România. Acesta a construit de la zero sistemul public de medicină de urgență și a câștigat o încredere fantastică din partea populației. În prezent, toate aceste lucruri s-au schimbat, iar Arafat a scăzut în ochii românilor din cauza deciziilor luate pe seama acestei crize. Arafat și-a atins scopurile, doamnă, are putere nelimitată. Asta e puterea la dânsii deocamdată până... O mai fi ceva schimbare. Sperăm că totuși mai o fi vreo schimbare cândva. V-ați schimbat părerea de Arafat în această perioadă? Bineînțeles, am avut o părere foarte bună înainte. Sigur că da, e de pomină. Dar în ultima perioadă ne-a dat, mai ales cu incendiile care au fost și probleme cu morții, să știți că e strigător la cerceați. Apropo de Arafat, dacă ar fi făcut așa ceva pe timpul Ceaușescu, era de mult împușcat. Cât de mult v-a schimbat părerea? La 180 de grade. E un tâmpit. Supărarea se poate citi pe chipul românilor atunci când sunt întrebați de Raed Arafat. Deciziile aspre și categorice i-au afectat direct pe români, precum suspendarea internărilor și intervențiile chirurgicale pentru 30 de zile. Îmi bag dumneavoastră părerea despre Arafat. Îl bag în masă. Mă ducă dreapta. Românii sunt nemulțumiți de politicienii din fruntea țării, că prin măsurile întreprinse de aceștia distrug sistematic economia țării și nu contribuie cu nimic la dezvoltarea României. În ciuda apariției coronavirusului, s-a dovedit că sistemul medical din România este la pământ, iar deși autoritățile guvernamentale au anunțat cu surle și trâmbițe valul 4 al pandemiei, nu s-a luat nicio măsură pentru ca pacienții infectați cu COVID-19 să poată fi tratați.